La grădiniță era teribil. Puțin îmi mai amintesc de atunci, dar gândindu-mă la perioada aia știu că era frig. Îmi amintesc niște zile de iarnă în care era frig înăuntru și stăteam îmbrăcați. Jumătate din noi tușeam. Mai știu că atunci când mergeam la baie, mergeam câte 3-4 la aceeași toaletă, da, fraților? Știu că aveam pachet de acasă și nu prea mâncam cornul și laptele în forma aia de triunghi sau piramidă cu 3 laturi, ce naiba era. Nu știu dacă mai știți unii din voi, era laptele ăla la Dorna cu vaca aia handicapată. A, și aveai și un pai. Câteodată în loc de lapte ne dădeau brânză topită, o mizerie, zici că era plastic topit, arăta și mirosea al naibii de ciudat. Îl aveam pe un coleg, țin minte, Mariusică sau Martinică, nu mai știu exact. Tot ce știu e că omul câteodată mânca brânză, câteodată o băga pe nas. Deci nu știu de ce, dar mai mereu îl vedeam cu brânză în nas, frate. Vă dați seama că dacă omul trăgea brânză pe nas la 4-5 ani ce trage acum? Lăsând gluma la o parte, știu că anii de la grădiniță chiar m-au educat, frate. Adică în anii lui 2002-2003 am învățat să mă joc Mario pe calculator. M-am învățat ce la calculator pentru că nu aveam și mă uitam la monitorul ăla cu tub de zici că era Dumnezeu. Ce pula mea de televizor mai e și asta? Am învățat să bat un bâlbuit pentru că îmi spunea numele greșit și mă uitam în fiecare săptămână pe ProTV la filme cu Van Damme ca să învăț scheme noi de bătaie. Am învățat să stau cu piciorul în coșul de gunoi când eram pedepsit. Am învățat cum să respect o domnișoară, dându-i un buchet de lucernă de 8 martie. Am învățat cum să fac șerp din plastelină. Am învățat să nu mai fug de câinii pechinezi care mă urmăresc că tot o să mă prindă și o să mă muște. Am învățat că nu e ok să umbli în geanta lui doamna educatoare. Am învățat că nu e bine să o pupe una care are deja pojărel. Am învățat că creta nu e înghețată. Am învățat că ăla îmbrăcat în negru era Popa și nu un Moș Crăciun gotic. Am învățat și în engleză să număr pe la 12, chiar dacă nu știam ce zic acolo. Am învățat. Am învățat. Am învățat. Nebunia mea de la școală și de la liceu trebuia să se tragă de undeva. Să zicem că totul a început pe la grădiniță. Eu am fost la grădiniță de aia cu program prelungit. La prânz dormeai acolo, îți dădea de mâncare, era belea. Bă, și mâncarea era așa de bună că mereu ceream câte două porții. Toți dormeam la grămadă într-un dormitor de la mare cu patru de alea de o persoană ca la spital așa din tablă și saltele de alea de săreau acurile în cur. Problema mea era că nu prea dormeam și nu eram singurul. Așteptam să plece educatoarea, ne ridicam toți în fund și începeam să vorbim, să facem pe nebunii. Problema era că nu știam că pe hol se plimba o femeie de servici sau ce dracu era aia cu probleme la cap. Bă, și mereu lăsau ușa la dormitor deschisă să ne audă dacă vorbim. Și cum eu aveam patul în colțul colțului după ușă, nu vedeam dacă venea cineva. Și bineînțeles că atunci când intra nebuna aia pe ușă, toată lumea se făcea că doarme, numai eu rămâneam în fund. Mă puneam și eu repede cu capul pe pernă, dar deja aia mă văzuse în pula mea. Mă lua așa de mâini și de picioare și mă zgâlțuia și urla că de ce dracu nu dorm? Și dădea așa în mine prin pătura aia în pula mea. Bă, și numai mie mi se întâmpla să-mi bat pula. Am prins și-o momentul ăla odată când mama era la ședință și m-am dus la toaletă și am dat de nebuna aia pe hol. Atunci mi s-a prins beculețul că mama e la grădiniță și am început să o înjur pe aia. Eram băiețel deștept. Știam că atunci când mai mulți băieței se pișe la același WC-ul în același timp, trebuie să stai în fața WC-ului ca să nu se pișe celălalt pe tine. Problema era că mă pișeam pe mine când dormeam. Și iar venea nebuna aia și urla, oh, că te-ai pișat pe tine, oh. Mă băteam cu toată lumea, n-aveam treabă până a venit un băiat fată care m-a împins și am căzut. Bă, eram șocat că reușise cineva să-mi facă ceva rău, ești nebun. Mai mi-aduc aminte că era una nebună, se băga sub masă, chema toți copiii și-și arăta piz. O lua strechea, începea să se dea cu capul de dulapuri, venea măsa și o lua. Nu cred că a ajuns prea bine oricum. Și mai mi-aduc aminte când ne uitam la TV-ul și era Curaj. Și mă întorceam cu spatele că mi-era frică să mă uit. În rest a fost ok. Eram unul din cazurile bune. Panda, 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 panda. Ta na 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 na. Ta na 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 na. Ta na 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 na.